Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Ghinea Florin, zis Ghenosu, Mirloiu Pietre, zis Samuraiu sau Sami, Neacșu Florin, zis Eugen Sârbu, Șerban Viorel, zis Călin, Drăguț Gheorghe, zis Ghielu, Gheboianu Cosmin Ștefan, Cobian Ionuț Mihai și Roman Vasile, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni ce se circunscriu sferei criminalității organizate. Prin același rechizitoriu s-a dispus trimiterea judecată a inculpatelor Borjog Ioana Alina, Diana Ioana Bianca, Stoienescu Andreea Nicoleta, Șerban Andreea Violeta, Lazar Daniela Elena, Drăguț Elena și Necula Elena Andreea. Activitatea ilicită acestora constând în practicarea prostituției sub coordonarea liderilor grupării. În fapt, s-a reținut că începând cu anul 2008, inculpatul Ghinea Florin Nicolae, zis Ghenosu, a inițiat, constituit și coordonat un grup infracțional organizat la care au aderat mai multe persoane, printre care și inculpații Neacșu Eugen Florin și Mirloiu Petre, ocupându-se cu îndemnul și înlesnirea practicării prostituției, precum și tragerea de foloase de pe urma practicării acestei activități de mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul Irlandei, sumele de bani astfel obținute fiind împărțite între membrii grupării. Totodată s-a reținut că în perioada 2008-2011, inculpatul Ghinea Florin Nicolae, împreună cu alți membri ai grupării sale, au executat multiple acte materiale ce intră în conținutul constitutiv al infracțiunii de șantaj. Astfel, s-a stabilit că sub directa coordonare a inculpatului Ghinea Florin Nicolae sau, după caz al locotenentului acestuia, inculpatul Neacșu Eugen, membrii grupării au exercitat acte de constrângere asupra unui număr mare de persoane pretinzându-le plata unor sume de bani cu titlul de taxe de protecție sau ca dobânzi la sumele împrumutate ori pretins împrumutate. Procedând în acest mod, membrii acestui grup infracțional organizat au obținut în mod nejustificat importante sume de bani. Totodată s-a reținut că la data de 24.05.2011, inculpatul Cobianu Ionuț Mihai a deținut fără drept o armă militară de foc letală pe care a portat-o în locuri publice, fiind depistat de organele de poliție în fața tribunalului Dâmbovița în timp ce avea asupra lui un pistol cu glonț marca Makarov, calibrul 9 mm. Din probele administrate rezultă că inculpatul Cobianu Ionuț Mihai urmărea cu această ocazie să împuște o persoană pe care o aștepta să iasă din incinta tribunalului Dâmbovița, ca răzbunare pentru faptul că acesta dăduse declarații în fața autorității judiciare franceze într-o cauză în care inculpatul Ghinea Florin Nicolae, zis Ghenosu, liderul rețelei, a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni de trafic de persoane. Execuția nu a mai avut loc datorită intervenției lucrătorilor de poliție care l-au observat pe inculpat având un comportament suspect, motiv pentru care au procedat la efectuarea unui control corporal asupra sa, ocazie cu care au descoperit arma de foc menționată mai sus. Din probele administrate rezultă că membrii acestei organizații criminale au folosit în repetate rânduri arme de foc, trăgând asupra părților vătămate. Toate aceste fapte evidențiază încă o dată periculozitatea deosebită pe care o reprezintă grupul infracțional organizat constituit de inculpatul Ghinea Florin Nicolae, zis Ghenosu, precum și amploarea activităților sale ilicite. Cauza a fost trimisă spre competentă soluționare Tribunalului Dâmbovița.